acest timp n-am schimbat niciun cuvânt cu nimeni. Uitați-mi să vorbesc. La ieșirea din închisoare, în domiciliu obligatoriu, avem dificultăți majore în a lega noțiunea cu cordele vocale. Mi-a trebuit o deprindere similară copiilor care învață să vorbească până când am reușit să-mi restabilez maniera de a vorbi normal. Credința mea sinceră pe care o am de când eram mic și cu care voi trece pe lumea cealaltă este că democrația și normalizarea în țara românească se va face numai odată cu restaurarea monarhiei. Îndreptăm un gând loial către devotatul nostru rege, care sufere alături de noi, care se gândește zilnic la viitorul României, îl însoțim cu gândurile noastre la festivitățile de la Londra, unde, datorită eforturilor pe care le-am făcut, am reușit să-l impunem împotriva manevrelor oficiale ale autorităților românești, care vreau să le îndepărteze de această serbare. Și îmi pare bine de prezența dumneavoastră aici, sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră sunteți un exponent a ideilor care ne leagă pe toți și fiecare în cercurile dumneavoastră veți duce mai departe opțiunea noastră pentru monarhie, pentru democrație, pentru un viitor frumos României. Și crinul
cerne, Doamne, liniștea uitării peste nesfârșita suferință. Seamănă întinderi de credință și sporește roa îndurării. Eu l-am văzut la 3 săptămâni după ce ieșise, pentru că noi, în momentul în care am aflat că este acolo, ne-am perindat toată familia. A plecat mama cu una din surori, mama a rămas în continuare cu el să-l îngrijească și rând pe rând am mers fiecare. Vreau să vă spun că am fost prevenită de surorile mele care fuseseră acolo și-l văzuseră să nu mă sperii. Nu m-am speriat, deși el era foarte înalt, avea o cămașă care flutura pe el, aș putea spune cam ca o sperietoare de ciori. Gâtul lung ieșa dintr-o cămașă extraordinar de largă, iar un lucru care l-am povestit de destule ori, dar care mi-a rămas ca o obsesie în minte, prin buze, prin pielea de deasupra buzelor se vedea forma dinților, iar pe cap se vedeau oasele în formă de dinți de fierăstrău, cum învățasem eu la școală, la anatomie, că sunt oasele craniului. Și se exprima extrem de greu, adică făcea niște eforturi extraordinare ca să articuleze cuvinte. Pe urmă, ulterior, l-am văzut că stătea și citea cu voce înaltă ziare ca să-i revină vorbirea, pentru că el ultimii 8 ani i-a stat în izolare, a stat singur într-o celulă. Făcând un arc peste timp, vreau să vă spun că în momentul în care am văzut statuia pe care maestru Mihai Buculei a făcut-o pentru el lângă Palatul Regal și între Palatul Regal și Biserica Crețulescu, eu am văzut crudul, cum se spune, al statuii, și în momentul în care am intrat am izbucnit în plâns, pentru că am văzut pe figura lui aceeași expresie, că voia să spună ceva și era greu să vorbească. Și acum, de câte ori trec pe lângă statuia respectivă, mi-aduc aminte cum încerca să articuleze și spunea: gândurile merg mult mai repede decât vorba. Vreau să vă spun că el nu a povestit nimic, adică am aflat despre bătăile care le mânca în închisoare, în momentul în care doamna Lucia Hosu Longin a făcut memorialul durerii. Abia atunci am aflat cum erau bătuți în diferite feluri. Spunea că la râmnicul sărat, cel puțin, se deschidea ușa, intra cineva, îi bătea până cădeau jos și pleca. Fără să știe, adică deținuții de acolo nu aveau nume pentru personalul închisorii. Erau niște numere. Și ne-a spus așa, că dacă el n-ar fi avut credință în Dumnezeu și n-ar fi fost sigur că va supraviețui, probabil că n-ar fi rezistat. Și spunea că în general ar fi trebuit ca fiecare care era acolo să aibă resurse interioare. Adică el ne povestea că în perioadele în care stătea singur, bineînțeles, perioada care a fost cam aproape 8 ani, făcea versuri în gând, juca partide de șah, începuse să se preocupe de semantică, de originea cuvintelor, de unde vin, unde pleacă.
și în acest fel își ocupa mintea în timpul orelor în care trebuia să stea drept și să se plimba prin fața celulei. Cineva care vedea, ei n-aveau voie să stea în pat decât de la nu știu ce oră seara până dimineața la ora 6. Și că singura vietate care o avea era un paianjen care își făcuse, își țesuse pânza pe un colț al celulei. Și vreau să vă spun că din acel moment n-am mai omorât niciun paianjen, nici înainte prea mulți, dar de atunci chiar niciunul n-am mai omorât.